Pentru prima dată în ultimii ani, la organizarea galei va participa și clubul CS Târgoviște, cel mai bine clasat club dâmbovițean în ierarhie națională. Festivitatea comună a Direcției pentru Sport și Tabere Dâmbovița și CS Târgoviște se va derula joi cu începere de la ora 11 în anfiteatrul Liceului Bălașa Doamna din municipiul nostru. Invitat special al gazdelor este ministrul de resort Daniel Funeriu. Gala va cuprinde atât premierea celor mai buni sportivi dâmbovițeni în 2010, cât și premierea unor elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare. Profităm de vizita domnului ministru Daniel Petru Funeriu, ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului la Târgoviște și Direcția Județeană, într-adevăr, pentru Sport și Tineret, va organiza o premiere, o gala sportului dâmbovițean, unde, din câte știu eu, vor fi premiați cei mai buni sportivi ai județului, cei mai buni antrenori, cele mai bune cluburi și probabil că se vor mai da și altfel de premii pentru perspectivă. Cred că este o chestie unică în istoria sportului dâmbovițean, ca la gala premiilor de sfârșit de an a celor mai buni sportivi să fie prezenți oamenii numărul unu din sistem și mă refer aici atât la domnul ministru, cât și la doamna președinte a Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, doamna Doina Melinte, cât și a directorului general din Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, domnul Puia Gârbă, doamna Claudia Georgescu, care se ocupă de cluburile sportive în autoritate. Deci vor fi personalități de marcă, vor fi oamenii care conduc practic sportul în țară la acest moment și pe lângă ei va fi și Maria Magdalena Irincu, fosta campioană olimpică în 2000 la 8+1, care este târgovișteancă, este invitata noastră. Probabil că vor mai fi personalități de marcă și vreau să subliniez că toate acestea nu s-ar fi putut realiza atât de ușor fără sprijinul și vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului secretar general al Autorității Naționale pentru Sport, domnul Corvin Nedelcu. Practic ați comasat, era vorba la început de două festivități, una a CSE-ului și una a Direcției pentru Tineret și Sport. E mai bine așa și mai ales în prezența atâtor personalități. Bineînțeles, va fi din program, va face parte și o premiere a olimpicilor făcută de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, prin doamna inspector general Elena Manulescu. Nu vom avea foarte mult timp la dispoziție, însă eu sunt convins că amfiteatrul de la Liceul de Arte Bălașa Doamna va fi arhiplin. Toate amănuntele de la Gala Sportului Dâmbovițean vor fi la televiziunea Târgoviște în ediția de joi după amiaza emisiunii Reporter, dar și luni seară la Sport pe Față.